Vremea capricioasă i-a îndemnat pe fermierii noștri să schimbe grâul sau porumbul cu plantații exotice mult mai profitabile. Așa se face că suprafețe tot mai mari sunt cultivate cu fructe de goji numite elixirul tinereții sau cu migdal din Africa de Nord. Goji, numit și fructul tinereții veșnice, s-a transformat pentru câțiva români într-o sursă de profit. Domnul Marin Constantin a început afacerea în urmă cu 3 ani. Având o rădăcină pivotantă, rezistă foarte bine și la verile lipsite de apă, la foarte mare secetă. Acum au fost ploile foarte bune și fructele deja au început să se coacă. Bune? Foarte bune. Total de bune. La 15 km de satul mare, un alt fermier mizează pe fructele goji, pe care le crește ecologic pe 2,5 hectare și plănuiește ca în câțiva ani să-și extindă afacerea pe 13 hectare. Cam 5 kg pe copac, ori 1200 de copac, deci vă dați seama care va fi producția. Peste 6 tone chiar din al doilea an de producție, ceea ce înseamnă un venit de 60.000 de euro. Investiția inițială într-o plantație de goji este de 10.000 de euro pe hectar. După 5 ani, profitul ajunge și la 40.000 de euro pe hectar, pentru că un kilogram de fructe uscate se vinde cu până la 100 de lei. Goji este originar din Himalaya și este considerat un adevărat izvor de sănătate. Tibetanii și chinezii îl folosesc în terapii de mii de ani și iată că planta s-a adaptat și la noi. Fructele seamănă cu măceșele și sunt foarte dulci. Fructele de goji sunt căutate în special pentru calitățile terapeutice, cum ar fi reducerea tensiunii arteriale și menținerea unui nivel scăzut al colesterolului. Ele sunt și un bun antioxidant și au un conținut uriaș de vitamina C, chiar mai mare decât al măceșelor, cătinei și al merișoarelor. Și tot la capitolul fructe exotice, România exportă anual 50.000 de tone de migdale. Și alte fructe, precum banana nordului sau kiwi, sunt cultivate la noi, deocamdată doar pe 500 de hectare, adică 1% din suprafața agricolă.